Am cu Horia Brânciu și Micul Brânciu. Băi, deci ții așa că nu se... știi? Scuze-mă, indecis. Așa, așa indecis. N-aveți voie, indecis, am da. Sau una. Hai. Am, n-am căzut de pe scenă. Este celălalt. Am căzut de pe scenă. Unde căzut de pe scenă? Am căzut de pe scenă. Și pot să și refac scena. Nu! No! Începe exact. Am căzut de pe scenă. În ce oraș? Constanța. Constanța, perfect. Am căzut de pe scenă. Da. Colegii mi-au zis: Doamne ajută, am scăpat. Uite, 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 uite ochilor. Deci vă rog, observați ochilor. Da. Bac. Uitați-vă la cameră așa. Și l-am dat cate și m-am stâncat. 2, 3 și... Oh. Ochii colegilor mei că... Cristi dar... Crețu, mie rămâne mașina. Dar după, dar după aceea da? M-am ridicat da? Și am zis... Așa e regia la noi. Da. Foarte luați loc, nu vă mai ridicați de pe scaun. A crezut că... Cer scuze că ne-am ridicat de pe scaun. Scuze, scuze, scuze. Am, n-am făcut pipi în piscină. E normal, el are piscină. Se pare că ei știu ceva. Se pare că după reacție îmi pare că minte. Eu am făcut, dar nu era a mea. Și nu vorbesc de piscină. Iar i-am făcut, dar la altă întrebare ceva. Am, n-am încercat să ghicesc parolele altora pe calculator. Oh, am fost IT 2 ani. N-am. Niciodată n-am făcut chestia asta. De fiecare dată fetele îmi dădeau singure parolele. Da, sigur, parolele. Am, n-am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebru. N-am fost văzut de către ceilalți membri ai trupei. Aoleu. Dezbrăcat. Ai, am recunoscut. Am fost văzut. Gata, ha-ha. Am fost văzut. În ce condiții? Am fost văzut în condițiile cele mai aspre. Ce? Am fost văzut dezbrăcat. Ce e semnul ăsta masonic? Așa se salută ei. Minimi și maximi. E de la suflători? E de la suflători să țină. Am nu, că l-am terminat întrebarea asta. Da. Am fost văzut dezbrăcat, da? Iar colegii mi-au spus idolul nostru. A, da. Nenorociți ce sunteți. Am găsiți-vă altă trupă. Da. Găsiți-vă altă trupă. Vino. Stai. Am sau n-am? N-am sustras ceva dintr-o cameră de hotel. Tu ce ai făcut, mă? Îmi plac șlapii. Șlapii? Da, sunt ce nevoie. Dracu să faci cu șlapii, mă? Niciodată nu-i folosești, îi dai la musafir. Eu pe mine. Uite, nu m-am gândit la asta. Tu ce ai luat? Secret. Bine, frică că să mă întreb. Ce dracu să faci cu secret? Să-l pui bine. Eu am văzut care o veioză acasă, pe el scrie J.D. Marriott. Da. N-am folosit periuța de dinți altuia. Ce n-am? Eu îl înțeleg pe Dani, n-a avut o relație strânsă. Eu dorm trebuia. Eu dorm doar acasă. Și ca atare nu e o problemă. Nu e o problemă, eu cred, da. După emisiunea asta, după faptul că ți-am spus de 1000 de ori că o să fiu nașul copilului tău, după faptul că vreau să-ți cunoști fericirea, copile. Ce crezi, bă, copile? Hai să răspunde la întrebare. N-am nășit cu forța pe cineva. N-am luat premiul întâi cu coronița. Bravo! Bine, Golane! Bravo! Noi, Golane! Derbendeu ce ești, bravo! Bagabonților! Aș vrea să fac atentă orchestra. Da, dar am... N-am... Băi, dar am sărutat-o pe fata cu coroniță. Așa. Da, dar ați sărutat-o pe fata cu coroniță dentară. N-am purtat chiloți tanga. Auzi? Nu se pune body. Auzi, tu porți chiloți? Tu ai chiloți? Niciodată pe ai lui. N-am purtat aceeași pereche de chiloți mai multe zile la rând. Eu cred că nici dumneavoastră... Deci am răspuns înainte... Repet întrebarea, că poate n-ați înțeles. N-am purtat aceeași pereche de chiloți mai multe zile la rând. Poate în epoca de piatră. Da!
Atunci când eram... Horia, da. E momentul adevărului. Suspans? Suspans. N-am purtat aceeași pereche de chiloți mai multe zile la rând. Măi, animal forestier, Michi, ba da. Tu cu pădurile tale netăiate. Da. Atunci am fost obligat. De producători. Elena și domnul Michi, da. Să port. Nu mai e domn acum, să știi, nu știu de ce îl domnești. Am fost obligat să ilustrez epoca de piatră. Da, nici nu erau chiloți. Era o piele. Era o piele. De boală. Care se punea... Să ne adunăm. Da, scuze. N-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. Dar numai să duc ceva unei persoane care mi-a cerut. Doar m-a chemat și a insistat să mă vadă și ea așa cum ne-am născut. Din acel cort n-am mai ieșit 2-3 săptămâni. De ce? Deci recunoști că era un cort. Era un cort? De-aia nici n-a purtat chilos mai multe zile. Da, din pânză de cort. Așa? N-am fost la cel puțin un concert de Crăciun al lui Ștefan Bănică. Nu pot să cred. Am ratat. Nu pot să cred. Am ratat. De unde crezi că am luat eu toate mișcările? Am fost la, din cele 450 de concerte ale lui Ștefan Bănică Junior, da. Am fost la două. Știi, dintre care la unul cu mine. Dintre care la unul cu tine și tu... Și am ieșit de rușine. Și tu... Știi cum ai zis Răzvan acolo? Hai să plecăm acasă. Să mergem, Răzvan. Continuați versurile. Haideți. I've loved, I laughed and cry. I had my fill, my share of losing. Fraiere! Iartă-mă! A întrebat ceva important, Dani! Do you account? Atenție, mai întreabă o dată. Am sau n-am fost la sală în ultimul timp? Se simte de aici. Doamnelor și domnilor, n-am cu Horia Brenciu și Micul Brenciu. Ultima întrebare, cea care nu se află scrisă pe niciunde și la care vreau un răspuns sincer, Simona chiar și Halep. Din partea lui Dani. Simona Halep. Am al doilea titlu de X-Factor. Am. Sau n-am făcut dragoste gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia? Halep 1, Halep 2. Halep la dublu. Sincer? Sincer. Eu am făcut dragoste avându-i pe Răzvan, Dani și Flavia în spate. Luându-și notițe și da, bunicul le are. Le am, adică. Le are. Eu am făcut dragoste gândindu-mă la mine pentru că sunt un narcisist. Lasă-mă, mă, că trece. În această închinare colectivă de parcă suntem la Sfintele Moaște, că așa e în regie la noi, nu? Doamne și domnilor, după ce ne vom întoarce din publicitate... Așa. Nu sunt pregătit. Nu contează, nici eu n-am fost pregătit când am intrat la Robingo. Fiți atunci, când ne vom întoarce din publicitate, veți vedea ceea ce n-ați văzut niciodată timp de 7 ani, dacă este să coroborez, timp de 15 ani. Aha. Brenciu n-a cântat deloc. Răzvan și Dani sunt Sinatra 1, Sinatra 2. Peste câteva momente, nu pierdeți acest moment. Stați acolo, duceți-vă la baie, reîntorceți-vă sau... Am să iau publicitate! N-am parte de dreptate! Dansează!